Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Oana Romani este revoltată din cauza răutății oamenilor. Ce a deranjat-o pe vedetă de ziua ei onomastică? Vedeta este de mulți ani în lumina reflectoarelor, însă se pare că încă este afectată de răutatea oamenilor din ziua de astăzi. Oana Roman și-a exprimat revolta de multe ori pe rețelele de socializare, iar acest lucru s-a întâmplat și de ziua ei onomastică, când a transmis un mesaj tranșant la adresa oamenilor care dau dovadă de lipsă de bunătate. Oana Roman a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare. Oana Roman nu ezită niciodată să spună lucrurilor pe nume, chiar și atunci când acestea sunt negative. Dincolo de mesajele primite de la cei care nu o plac, vedeta este revoltată și din cauza răutății oamenilor, fapt pentru care a ajuns la căpătul răbdării. Chiar dacă astăzi este ziua ei onomastică și implicit un motiv de bucurie și sărbătoare, vedeta a ales să se odihnească, spunând că după atâta presiune și atâtea lucruri rele pe care le vede în lume, are nevoie de odihnă. Mai mult, Oana Roman a spus că a profitat de această zi pentru a lua o pauză de la lucrurile care îi provoacă stări negative. Știți că sunt sinceră cu voi. Azi este ziua mea de nume și nu, azi nu am chef de nimic. Pur și simplu am obosit. Vacanța asta de iarnă m-a secat de puteri. Și am obosit de atâta răutate, de atâta ură, de atât dispreț, de atâtea glume proaste, de atâta frustrare, de atât primitivism, de atâția oameni. Am obosit, măcar un pic iau pauză. Mulțumesc pentru urări, a spus Oana Roman pe Instagram. Vedeta a fost de multe ori ținta criticilor. Oana Roman a fost descriticată de oameni în mediul online, însă nu s-a lăsat niciodată și le-a răspuns pe măsură. Indiferent dacă a fost vorba de aspectul său fizic sau de modul în care își trăiește viața, Vedeta le-a dat replică mereu.